te îndrăsească, că ăla nu e pericul, ăsta pericul e apartamentul de serviciu. Vreme după ce au lansat pescarea aeriană de transport transportabil, au renunțat la acel apartament de serviciu, a luat unul și mai mare, că așa, din mărime, să nu vezi care cu domnul Năstase și cu domnul Popescu. Nu mai tare. Mai târziu. Mai târziu. Dar pe mine, pe mine, mai târziu, mai târziu, mai târziu, mai delay. Dar primul apartament pe care l-a avut, el a cedat cui credeți? Lui Călin Mărinescu, pe care l-a avut secretar de stat în USTA. Și nimeni. Prietenul nimeni. Cu care apoi a devalizat flota. Și care nu e șodul din cuvânt. Știu. Bine, spun cu ocurări. Da. Pentru că am dat pe procesul de înghețat, că nu e președinte de președinte. Dacă eu totuși, mă scuze, mă închidea, nu pot să împărtășesc întru totul această idee a lui Traian Băsescu, personaj cu un destin extraordinar și într-un fel bazacian, așa știți, în romanul Bazac, vine tânărul din provincie și cucerește saloanele Parisului, în mod mai mult sau mai puțin ortodox. Nu mai pare să prăbușește. După care se prăbușește. Nu, Traian Băsescu a profitat, sigur, are o astuție naturală, probabil o bună cunoaștere a naturii umane, a profitat de complicități și de slăbiciuni. Cele evocate dumneavoastră în cazul flota despre care nu știu nimic, dar gândiți-vă, am aflat abia în 2009, când în 2004, întreaga conducere a PNL-ului care l-a sprijinit la președinție, a fost de față când, pentru ce n-a folosit exact termenul lui Traian Băsescu, a împins un copil. Și pentru Traian nu a spus, nu mai este candidatul nostru, pentru noi, rugătani autentici, rugătăuși de copii, nu poate fi candidat la președinție. L-au sprijinit în continuare și au făcut, și au spus istoria 5 ani mai târziu că le-a convenit. Cât se poate de rău. Dacă ar fi ieșit atunci pe minte Rician, a spus în 2008, a știut. A fost de față, ar fi ieșit atunci în 2004 și ar fi spus partidul meu nu mai sprijină pe acest om. Să câștige Năstase, să câștige Mitică Dragomir, să câștige oricine, noi, liberalii, nu mergem în urma unui vătăuș de copii. Au tăcut. De aceea, nu pentru că e un om extraordinar cum îl face de astăzi, dar vreau mai avea ceva, nu mă secundă. Nu așa au pus, el a pus astrele să ajungă. Nu e adevărat. Nici mizerabile complicități umane care au însoțit cariera, mă refer la cea din democrație, cariera publică, de după 1990. Oamenii au profitat de Traian Băsescu, întrebarea domnului Chiriac, cine a pus pe aia să fure, nu? Au profitat unii de aia, Traian Băsescu a profitat de oameni, oamenii au profitat de Traian Băsescu și așa mai departe. Nu trebuie să promesc, nu trebuie să răspund de nimic. În 1996, Traian Băsescu era deputat de Vaslui. Exact. 6 luni înainte de alegeri și-a dat demisia de la Parlament, s-a pus la dispoziția procuratorii ca să-l ancheteze cu vot. Era vacanța judecătărească. Nu? Perfect. Din 2000, când a câștigat primăria Bucureștiului, deci a câștigat-o atunci, da, da, așa, da, da, a trebuit să dea imunitate. Exact. Dacă era un proces pe bune, în 4 ani era condamnat, nu? Nu a început decât mult mai târziu, încheta când s-a certat cu Năstase. El până atunci a fost acolo. Eu spune de Popescu în acest caz. Da, dar e vorba de mult. Ce s-a folosit de Năstase și alții s-au folosit? Eu cum spune de mult Popescu, numai că e mult mai complicat. E mult mai complicat decât spune de mult profesor, pentru că marea lui protecție vine din serviciul de informații externe, fraților. Marea lui protecție. Nu vine din micile, există așa evident, micile complicități umane. Da? Șeful uman. Ascultați-mă puțin. Vine marea lui protecție din funcția importantă pe care a deținut-o în direcția de informații externe, transformată apoi în dragostea. Ce să vă contrazic? Nu. Da, da. Asupra acestei chestii nu pot spune. Marea lui contrazic. Marea lui protecție vine din voturile pe care le-a obținut de fiecare dată Traian Băsescu. Pe care nu le-ar fi obținut dacă nu la primăria Dacă ar fi
primire și ar fi România de tot, de două ori la președinție. Excepția la ultimul mandat prezidențial care urmează Alexandru Drobeanu. Vorbește cu un subiect pe care noi îl spunem, noi ziariștii și nu numai, că Traian Băsescu de fapt controlează serviciile, dumneavoastră spuneți mai mult că serviciile și-au luat de fapt acordul. El este un mic Putin. Cum Putin a venit pe traseul serviciului de spionaj rusesc și a ajuns la putere și tot timpul a fost susținut Bloomberg de acel serviciu, același destin, el a indigo, sigur, păstrând proporțiile, l-a avut Traian Băsescu. Asta este problema. Și aici nu încape niciun fel de discuție. Traian Băsescu a fost într-adevăr un om de care el probabil s-a folosit mai mult. Asta nu e vechi și dar este un cuvânt frumos. Și invers. Acum nu știu mai târziu și mai devreme, s-a folosit și Sir de Sinaie ăștia. S-a folosit și de Cămbărâți. Când e o cămbărați cu Putin, face tot mereu greșeală. Pentru că la din punct de vedere, nu punct de meu de vedere, Băsescu e locul de față în din punctul de vedere al traseului carierei sale până în acest moment în care dar nu e fiind Traian Băsescu că e vorba, e bine altă discuție traseului nu care e un că nu vreau să ajungem la să creadă cineva că vorbim de Traian Băsescu Traian Băsescu a anunțat că se retrage NIOC a existat niciun pilot de aeronavă, niciun comandant de navă. Nu a existat așa ceva, cum bine a remarcat și Chiriac, ar fi o excepție care se confirmă regula, care să nu fie angajat la unul dintre serviciile secrete de preferință, vie, Direcția de Informații Externe, spionaj. Până și circarii erau angajați acolo când făceau cămina sănătate, deveneau curieri. Curier pentru spionajul românesc. Deci, deveau diverse efecte. Nu a existat șef de agenție, atenție, șef de agenție românească în străinătate, nu a indiferent de ce fel de agenție, care să nu fie ofițer de spionaj a spionajului românesc. De nu a existat așa ceva. Vreau să întreb ce relevanță mai are acest fapt? Cum ce relevanță? Păi acest statut al lui a continuat. Eu acum poate că nu mai are, poate că e chiar comandantul în 2 lucrări.